În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu te teme, crede numai. Așa cum am auzit din Sfânta Evanghelie, acestea au fost cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos adresate lui Iair, mai marele sinagogii din Capernaum, atunci când i s-a vestit că fiica lui, care era foarte bolnavă, a murit. Preacuvioși, preacugernici și părinți, ne găsim în perioada în care ne-am adus aminte de cei dragi ai noștri plecați dintre noi pe calea veșniciei. Sâmbăta trecută am avut de aceea pomenirea generală a celor adormiți, numită și Sâmbăta Moșilor de Toamnă. Apoi luni, după obiceiul împământenit deja aici, în Transilvania, am ieșit cu toții la cimitire și am înălțat rugăciuni și am aprins lumânări pentru ei. Este importantă și benefică această amintire, cinstire și comemorare a celor adormiți. În același timp, în această perioadă, Evangheliile duminicale sunt adecvate acestei perioade. Astfel, în urmă cu două săptămâni, Evanghelia ne-a amintit de minunea învierii fiului văduvei din Nain. Duminica trecută ne-a amintit de parabola Mântuitorului Iisus Hristos despre săracul nemilostiv, despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, arătând clar că odată cu moartea fizică, viața noastră nu încetează să desparte sufletul de trup. Trupurile sunt îngropate în pământ, dar sufletele merg la Dumnezeu, la loc de odihnă veșnică, dacă au avut o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu, așteptând învierea în împărăția cerurilor, dacă nu se va duce la o sândă veșnică, așa cum i s-a întâmplat bogatului nemilostiv. Astăzi, Evanghelia ne readuce în fața noastră minunea învierii fiicei lui Iair. De aceea, în calendar, este consemnată duminica aceasta 24-a după Rusalii cu numele învierii fiicei lui Iair. De două ori, Mântuitorul îndeamnă la credință în Evanghelia care s-a citit astăzi. Îndeamnă la credință îndrăzneață pe femeia care s-a apropiat de el cu credința că se va vindeca de boala ei numai cu cât se va atinge de hainele Mântuitorului. Iar atunci când lui Iair s-a adus vestea că, din păcate, fiica sa murise, i-a zis: nu te teme, crede numai. Aceste cuvinte ne sunt adresate și nouă astăzi și tuturor credincioșilor de peste veacuri. Astăzi, pe lângă faptul că ne amintim în această perioadă de cei
dragi ai noștri plecați pe calea veșniciei, suntem oarecum nevoiți să ne petrecem viața și să ne desfășurăm activitatea în aceste împrejurări provocate de această pandemie care ne amenință, ne produce frică și îngrijorare. Dincolo de aceasta, însă, pericolele și îngrijorările sunt provocate de alte multe schimbările climatice, instabilitate politică, criza valorilor morale și toate celelalte. În toate aceste împrejurări, însă, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos ale Evangheliei s-a dit Iisus în toată Galileea Evanghelia Împărăției, vestind Împărăția lui Dumnezeu și tămăduind toată boala și neputința în popor. A vindecat tot felul de boli, boli adesea nevindecabilă, a vindecat orbi, șchiopi, paralitici, leproși. A scos demonii din ce stăpâniți de acestea. Iar în al doilea an al activității sale în Galileea, a făcut și 2 minuni de învieri din morți. Dacă până atunci, prin minunile de vindecări minunate, s-a arătat ca Domn și Stăpân al sufletelor și a trupurilor noastre, prin aceste învieri din morți, s-a arătat mai mult decât atât, s-a arătat că El este și Domn și Stăpân al vieții și al morții. De aceea, în Evanghelia de la Ioan, minunile săvârșite de Mântuitorul sunt numite semne. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost cel mai apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos și în același timp un teolog profund. De aceea le-a numit semne, pentru că toate aceste minuni erau semne ale dumnezeirii Lui. Dincolo de faptul că și-a vărsat mila și iubirea Lui asupra celor nenorociți, aceste minuni sunt semne ale dumnezeirii Lui și semne că odată cu El au venit, cum spunea în propovăduirea sa, odată cu El a venit printre noi Împărăția lui Dumnezeu însăși. De aceea, mai târziu, apoi, înainte de propria sa înviere din morți, a înviat pe Lazar, care murise de 4 zile. Iar cu această ocazie, în convorbirea cu Marta, sora lui Lazar, a spus: Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, și tot cel ce trăiește și crede în mine nu va muri în veac. Pentru că odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, care a biruit moartea, ne-a deschis și calea vieții veșnice. Și mai mult, ne-a dăruit puterea ca prin credință să avem această viață anticipată în viața aceasta. De aceea, dacă în vechime, până la venirea Mântuitorului și învierea Lui, era considerat ca suprem act de înțelepciune gândirea la moarte, la sfârșitul nostru, în creștinism această realitate s-a schimbat. În Vechiul Testament, de exemplu, în pildele lui Iisus Sirah, ni se spune: în tot ceea ce faci, omule,
gândește-te la sfârșitul tău și nu vei păcătui în viață. Această înțelepciune era exprimată și în cultura lumii antice, în dictonul cunoscut, amintește-ți de sfârșitul tău, memento mori. Odată cu noua realitate intrată în lume, prin viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, care a culminat cu învierea sa, cu biruința păcatului și a morții, credința noastră și mintea noastră se mută de la sfârșit la viața veșnică, la înviere. De aceea, ceea ce ne conduce pe noi creștini nu este memento mori, ci memento resurrectionis. Adus aminte de înviere și de viața veșnică. Desigur că moartea n-a fost eliminată de tot din lume odată cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat singur pentru a sădi în noi credința în înviere și în viața veșnică, pentru a se face izvorul de putere și de transfigurare al învierii noastre și al întregului cosmos. Noi vom învia și noi, așa cum ne arată aceste învieri care prevestesc învierea Mântuitorului și apoi propria noastră înviere de la sfârșitul veacurilor. Mântuitorul a înviat singur ca să se facă puterea transfigurării și a învierii întregului cosmos și a sădi în noi această credință puternică în înviere și în viața veșnică. De aceea, viața creștinului are în față totdeauna ceea ce Dumnezeu pregătește ca realitate ultimă pentru noi, împărăția lui Dumnezeu, viața care va să vină. De aceea în epistola către evrei ni se spune, de fapt, în ultimul capitol, capitolul 13, versetul 14, noi nu avem cetate stătătoare în această lume, ci o căutăm pe aceea care va să vină. Sau Sfântul Apostol Pavel ne spune epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 20, noi așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, care va veni și va schimba trupul smereniei noastre ca să fie asemenea trupului slavei sale. Aceasta este așteptarea și credința creștină. În același timp, minunea învierii fiicei lui Iair, pe care ne-a reistorisit-o astăzi Sfânta Evanghelie, ne arată ce este viața noastră și ce este moartea. Ne arată că viața este un dar al lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, arătându-se ca Fiul lui Dumnezeu venit printre noi și făcut om, i-a redat viața chiar dacă murise fiicei lui Iair, arătând că viața vine de la Dumnezeu și este un dar al lui Dumnezeu. Și în același timp ne-a arătat că moartea nu este decât un somn în fața lui Dumnezeu, o despărțire temporară a sufletului de trup, pentru că atunci când va veni să ridice lumea pe o nouă treaptă a existenței,
sufletul unit odată cu trupul să se ridice în împărăția lui Dumnezeu, dacă am dus o viață aici pe pământ în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu cuvântul Evangheliei sale. De aceea, în cea mai importantă cuvântare pe care a ținut-o și și-a expus învățătura sa, Mântuitorul a îndemnat: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Toate cele necesare acestei vieți se va adăuga vouă, pentru că Dumnezeu știe că aveți nevoie de ele. Dacă îl veți căuta și veți căuta realizarea începătoare, cel puțin, a împărăției lui Dumnezeu aici și acum printre noi. Acesta este mesajul central al Evangheliei noastre, a Evangheliei de astăzi, despre învierea fiicei lui Iair. Moartea este un somn, iar viața noastră este un dar al lui Dumnezeu. De aceea avem, pe lângă acest dar, și datoria și misiunea de a o îngriji, a o proteja cu toate mijloacele ce ne stau la dispoziție, dar și a o menține pe linia credinței și învățăturii creștine a învierii, așteptând învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.